Avem aici trei ceasuri deșteptătoare, așa numitele ceasuri de ofițer, muzicale, marca Junghans. Acestea se dădeau așa, din ce știu eu, în armata austriacă, când ieșeau locotenenți, sublocotenenți. Li se dădea și un ceas ca să se prezinte la timp, la program. O să vă arăt cum cântă fiecare. O să, sigur că o să le iau pe rând, să le restaurez. Ele sunt cam la anii 1900, poate și mai înainte. Cântă foarte frumos. Și acum o să dau să ascultați cum cântă. Așa cântă până se trezește omul, până se termină arcul. Mergem la următorul. Să-l întorc pe ăsta, să vedeți și așa, și pe ăsta să-l întorc. Și o să mergem și la următorul. Și mecanismul muzical trebuie curățat, reglat, ca să sune cât mai plăcut. Și l-am luat pe primul din cele trei. Mi-a plăcut mie melodia parcă mai mult, dar nu are importanță. L-am desfăcut, deci se desface de aici din partea de jos, prima dată se dă scândurica, după aceea se desface mecanismul, asta, după aceea se desfac șuruburile care țin astea, care țin laturile. Am scos cadranul și am scos acele, sigur că acum fiind scos acul deja, fiind armat, e ca și cum ar cânta. Aia e bine, uitați, pornește singur, aia iar e bine. El trebuie curățat. Ăsta se mișcă pendulul, sigur că trebuie tot curățat, demontat. Dar ce e interesant și care, sigur că mi-a plăcut și mie. Vedeți, nu știam ce-i cu oațele acestea aici. Acestea sunt băgate pentru tonalitate, ca să vedeți. Ca să scurteze plăcuța asta care scoate un anumit sunet, să-i scurteze sunetul, adică să-l înalțe.
a mai pus ațe. Unde a trebuit, a pus mai multe, mai puține. Ai, foarte, foarte profesionist. Foarte profesionist a făcut treaba. Fain. Ei, acum o să mai demontez. Să demontăm tot. Curățim tot trebuie, pentru că e un ceas foarte vechi și trebuie luat, pentru că e încrasat și după aceea reglat. Reglată poziția neutră. Era slăbit arcul. Bun. Am demontat tot mecanismul. Am eliminat jocurile. Un ceas care, uitați, cadou a fost dat pe data de 1897, la împlinirea 68 de ani. Așa scrie aici. Vă dați seama, el a funcționat foarte mult timp și sigur că are uzură. Ceasul mergea, dar cam așa 12 ore s-o oprea după aceea, pentru că jocul nu mai avea forță. L-am eliminat jocurile și acum urmează să adun, curăța tot și să adunăm și partea muzicală. Am curățit toate piesele ceasului. Am curățit și mecanismul. Am reglat pendula, că un pic trebuie reglată, că nu era chiar pe neutru. Ceasul merge acum, mecanismul merge foarte bine. Urmează să-l adun. Am curățit și partea muzicală. Am uns ceasul. Urmează adunat. Și să intre în probe și să vedem cum merge. Pentru adunarea mecanismului, că nu e chiar așa ușor. Roata centrală a rămas. Aia n-am scos-o. Deci era pe partea din față fixat. Am introdus roțile cu arcuri. Arcurile le-am întins, altfel nu le puteți lucra. Deci uitați, sunt în exterior, capetele sunt în exterior. Dar atunci când începe să tragem, vom putea agăța de acești piloni finalul arcului. Deci nu e problema. Și am introdus roata cu secundar, că e lungă, e ieșind afară. După care voi lua fiecare roată, pentru că axele sunt mici, e un pic de distanță și le introduc pe rând roțile. Asta nu mai e problema, introducerea acestor roți. Să introduce, să ia, să studiază cum trebuie introdusă și aceea se adună. Și la final se introduce asta. Asta poate fi introdusă pur și simplu chiar când sunt adunate plăcile. Cam asta ar fi. Și la final o să reglăm, deci după ce fixăm balansul, fixăm coada arcului, aici arcul are o tăietură, așa, și acolo se introduce un pic șurubelnița și se centrează ca să fie pe poziția neutră. E un pic de muncă, dar merită. Am reușit să adun toate rotițele care trebuiau, sigur că puse între pereți. Am fixat și arcul. Vedeți că la început l-am prins și butucul ăsta. Asta nu trebuie prins. Pe asta sta, asta o rotiță aceasta, care antrenează partea muzicală. Sigur că l-am tras acum, că trebuia să-l trag ca să-l pot aduna, las să descarce și acum fac și în partea asta, la altă, după care introduc și piesa asta. Și aici, vedeți, el dacă se oprește, trebuie să pornească singur. Se face din reglaje, se reglează aici, sus, jos, are două puncte de reglaje. Ceasul funcționează de 24 de ore. O să-l adunăm, mecanismul, în cutia lui, să aranjăm și muzica. Aici lucrăm la altul. Mai am încă
încă trei în afară de asta. Și pe rând, pe rând le facem toate, toate patru sunt cu muzică. Foarte bine merge. Bun, o să încep să-l adun, să mai pun ce piese încă n-am pus și o să mai filmez după ce e adunat. Am adunat ceasul în cutia lui. După cum se observă, funcționează și culcat și în picioare. Și acum urmează ca să-i pun partea muzicală, să o fixez aici, asta. Asta vine așa aici. E cu niște sisteme de prindere și apoi cam gata. O să mai filmez pe măsură după ce te. Am fixat și partea muzicală. E un pic de lucru că trebuie să reglez de așa fel să sunt bine, bine rotița asta cu rotița de la ceas. Ei, trebuie puse tot felul de scândurele, de distanțiere și ce mai e? Aici este o patină, vedeți? Asta e patină. Când arcul e foarte tras, trebuie atunci și patina un pic să frece pe această rotiță ca să mai frâneze. Altfel merge viteză foarte mare. Și o să o arăt. Acum am luat patina. Un pic melodia e mai rapidă. Dar bine, nici arcul nu e așa tare. Uitați, se vede că e deja slăbit. Deci asta e patina, ca să știți, cu patina care atunci când se trage foarte tare, e bine să se fixeze prin rotire, practic se ridică. O să mai pun capacul de jos, merge foarte bine acum. Inclusiv ceasul funcționează. Și o melodie destul de frumoasă. Prezint acum ceasul terminat, deci este un ceas Junghans, ceas nemțesc, aproximativ din anii înainte de 1900, pentru că aici a fost dat cu cadou, cu dedicație lui Solomon Nilsson și scrie aici la împlinirea a 68 de ani și scrie 29 noiembrie 1897, deci ceasul poate să fie din anul 97 sau mai înainte. Aici are ușiță cu o încuietoare și cheia. Cheia de tras, ușița cu încuietoare. De aici se trage arcul pentru sunet și de aici se trage spre stânga amândouă arcul pentru funcționarea ceasului. Cu asta se fixează ora de sunat, de cântat. Cu asta se fixează ora și asta e patina, cum am spus, când e tras arcul prea tare, dacă patina nu-i pusă, cântă mai repede melodia. Și aici e de reglat, plus minus. O să e cu din alamă, michelată până unele locuri. E un ceas foarte frumos. Și sunt așa numitele ceasuri pentru ofițeri, când ieșea promoția, ofițerul primea un ceas din acesta, cu muzică și, cum am spus, ofițerii primeau cu clopoțel. O să dau să ascultați cum cântă.
Am strâns prea tare patina, vedeți, o să... Așa, s-o... Desfacem. Și merge până se trezește omul și-l oprește.